cursul de astăzi se referă la persoanele care doresc să rămână însărcinate și la persoanele care sunt deja însărcinate. Parcurgem o sarcină întreagă din punct de vedere medical și psihologic, fără să ajungem la travaliu. Travaliu va fi cu o altă dată pentru că implică foarte multe amănunte. Pornim din perioada de preconcepție. Din ce moment o mamă, o femeie care își dorește să devină mamă, începe să-și pregătească corpul pentru sarcină? Datorită faptului că noi nu avem cum să știm când rămânem însărcinate, oricât de calculate am fi, această pregătire trebuie să pornească cu minim 3 luni înainte. Cu minim 3 luni înainte, noi trebuie să ne considerăm deja femei însărcinate, să avem un regim de viață ca și cum am fi însărcinate. Și atunci, cu 12 săptămâni înainte de sarcină, începem să ținem acea dietă de sarcină, adică eliminăm alimentele semi-preparate, eliminăm din jurul nostru pisicile, eliminăm din jurul nostru noxele, încercăm cât mai mult să nu ne expunem la pulberi, încercăm să nu stăm la soare. Înainte de a face a intra în această perioadă de preconcepție, o femeie trebuie să țină un regim prin care să ajungă cât mai posibil la greutatea ei ideală. Adică, dacă este prea plinuță, să țină chiar o dietă. Dieta nu este contraindicată. Să facă mai mult sport, să-și tonifieze musculatura abdominală, astfel încât ea să ajungă la formele cât mai ideale înainte de a rămâne însărcinată. Ce examene medicale se impun înainte de a lua decizia de a rămâne însărcinată? În mod evident, primul pas pe care trebuie să-l faceți este vizita la medicul de familie, care să stabilească starea de sănătate. Dacă cumva suferiți de o anumită afecțiune, să fie tratată, dacă este posibil, înainte de a rămâne însărcinată. Apoi, vizita la medicul obstetrician, care trebuie să conțină în mod obligatoriu un examen citologic și o cultură de col uterin. De ce? La femeile care au avut o naștere anterioară sau au intrat într-un mediu de spital, este foarte posibil ca la nivelul colului să se localizeze streptococul de grup B, care să dea infertilitate sau anumite afecțiuni fătului. Pe lângă aceste analize, trebuie efectuate și anumite analize de sânge, care să evidențieze starea voastră de sănătate sau anumite carențe, dacă ele există. Și acum aș vrea să vă povestesc despre RH. Există ceva în seală care are RH-ul negativ? Nimeni. RH-ul este o proteină care învelește globulele roșii. El este o grupă de sânge, la fel ca și grupele AB0. RH-ul negativ înseamnă că acea proteină lipsește de pe globulele roșii și cine are RH-ul negativ se află în partea minoritară, pentru că RH pozitiv au 90% din populație. Persoanele care au RH-ul negativ trebuie să-și dozeze pe toată perioada sarcinii anticorpii anti-RH pentru a nu trece prin placentă și dăuna fătului. Ce trebuie evitat? V-am povestit. Expunerea la tot felul de pulberi, expunerea la radiațiile solare, deci mersul la soare, la solar, este interzis chiar din perioada de preconcepție. Medicamentele din nou trebuie evitate. O femeie care vrea să rămână însărcinată cu minim 3 luni de momentul planificat trebuie să renunțe la anticoncepționale, să folosească pe cât posibil, să nu folosească medicamente gen antibiotice, antiinflamatoare, sunt cele mai folosite de o persoană acasă. Răcești, iei un antibiotic, iei un antitermic. Singurul antitermic acceptat este paracetamolul. Fertilitatea ține foarte mult de vârsta mamei, infecțiile la nivel genital, medicamentele și drogurile. Astfel, o femeie peste 35 de ani are foarte mici șanse de a rămâne însărcinată vis-a-vis de o femeie sub 30 de ani.
Bolile cu transmitere sexuală datorită inflamației trompelor uterine pot da chiar infertilitate, precum și folosirea îndelungată a unor medicamente, în special la femeile care suferă de tiroidie. În primul rând, care sunt așteptările noastre vis-a-vis de sarcină? Care sunt așteptările celorlalți vis-a-vis de rolul de părinte? Și dacă aceste așteptări corespund cu ceea ce noi credem, noi putem să aducem în rolul de părinte? Un alt aspect este acela al valorilor familiei, valorilor pe care tu ai vrea să le aduci în educarea copilului tău, în viața de familie. Totodată este nevoie să ai în evidență și istoria familiei tale. Ce anume din parentalitatea pe care ai primit-o a fost apreciat de către tine? Ce anume ai fi vrut să nu se întâmple? Totodată este bine să ții cont și de faptul că nimeni, dar nimeni nu trebuie să aibă un copil. Acest lucru trebuie să coincidă cu dorințele și visele tale vis-a-vis de viață. Păi nu prea a fost o decizie foarte grea. Suntem căsătoriți de 8 ani, am zis că în primii ani nu am vrea, ca să ne obișnuim noi împreună, dar în momentul în care ne-am decis, am fost foarte hotărâți, dar nu s-a întâmplat imediat. Dacă sarcina a intervenit, este din nou foarte bine să ai în vedere ceea ce am spus mai înainte, să vezi dacă poți să îndeplinești rolul de părinte ca un om matur, pentru că aparte de faptul că ești în posibilitatea fizică, fiziologică de a aduce un copil pe lumea asta, ai nevoie să fii apt și din punct de vedere psihologic. Să oferi iubirea și afecțiunea necesară copilului, să oferi sprijinul fizic și psihologic încă din primele zile de viață și mai înainte, încă din perioada intrauterină. Trebuie să ții cont de faptul că alături ai nevoie să fie persoane care să te ajute și nu mă refer numai la partenerul de viață, dar persoane pe care să știi că te poți baza atunci când tu vei fi în posibilitatea de a avea grijă de copil, fie la serviciu, fie probleme medicale sau așa mai departe. Valeria a venit neîntrebată. M-am trezit gravidă și cam la jumătate de an după nuntă am rămas gravidă și planul nostru era să facem copii peste 5 ani colo, când avem de toate, și prima dată a fost un șoc. Nu vreau să fac avort, dar în același timp nu eram pregătită, nu știu, habar n-am să cresc un copil, ce fac cu el. Și după ce am fost la doctor, am văzut inimioara și așa mai departe, am început să citesc în disperare, să citesc tot ce prind despre copii, despre psihologie, despre tot ce am prins. Și așa m-am liniștit pe parcurs. Până prima jumătate de sarcină am apucat să mă liniștesc, că totuși pot face. Nu sunt lucruri imposibile, sunt lucruri care trebuie să le învățăm. Să le auzim. Odată ce le-ai auzit, nu e ceva dificil, ce nu poți înțelege. Oricine poate face. Din start am vrut doi copii de vârste apropiate, să se aibă ei unul pe altul și să fie, ca să fie totuși organismul să se refacă, să poată să ducă încă o sarcină, să fie 2 ani diferență între ei, cam așa. N-am premeditat prima sarcină. Premeditasem de mult discuții și așa mai departe. Erau de la început că vrem copii, vrem 2 copii. S-ar putea să avem și un pește pe mine. Așa. Și ne-a ieșit din prima, 2 ore. Cu calcule, cu ziua de ovulație și termometru, temperatura. Confirmarea sarcinii poate avea loc la 8 zile după contactul intim prin efectuarea unui test Barza la domiciliu. Testul Barza se pozitivează la 8 zile de la contactul intim, posibil conceptual, și care rămâne pozitiv până în a doua lună de sarcină. Mai există un test pe care puteți să vi-l faceți din analizele sanguine de hormon gonadotrop placentar. Este acel hormon care îl secretă uterul, organismul, în sarcină, care în mod evident este crescut doar în cazul sarcinii.
confirmarea 100% în schimb de sarcină o poate da doar medicul ginecolog prin efectuarea ecografiei prin care să vizualizeze fătul. Cum ne dăm noi seama că suntem însărcinate este lipsa menstruației. Adică în momentul în care menstruația ar fi trebuit să apară, aceasta nu mai vine. Perioada se numește de amenoree, fără menstruație. Ce simptome poate să apară în sarcină și care poate să fie ele motivul pentru care ne dăm seama că am putea fi însărcinate? Sunt femei care spun, mi-era tot timpul somn și soțul meu, partenerul meu, mi-a zis, hai să încercăm un test de sarcină, poate ești însărcinată și de aceea este starea ta atât de moleșită. Poate să fie o stare de foarte agitație. Pe lângă astea sunt senzațiile digestive, greață, vărsături. Pe lângă astea, pe lângă cele digestive și neuropsihice, de somnolență sau de iratibilitate, poate chiar și tensiunea mamară să apară din primele zile de sarcină. Grețurile de dimineață este un termen care se referă teoretic la senzația cu care te trezești. Dar pentru femeile care experimentează grețuri pe parcursul sarcinii, în 75% din cazuri, această senzație se petrece pe tot parcursul zilei. Este doar un pic mai pronunțată dimineața, dar în rest se petrece pe tot parcursul zilei. Ce putem face ca să eliminăm această greață? Sunt luarea de preparate polivitaminice, plimbatul sau înotul și evitarea stresului elimină ușor din disconfortul digestiv. Disgravidia reprezintă imposibilitatea mamei de a se alimenta corespunzător datorită vărsăturilor și care este de natură patologică. În momentul în care mama nu are un aport corespunzător sau care să fie suplimentar vis-a-vis de pierderi, vis-a-vis de vărsături, ea trebuie să se prezinte la medic de urgență. Mama, în principiu, oarecum genetic este pregătită pentru acest rol în viața ei. Va manifesta puțin anxietate la început, dacă nu și pe parcurs. Afectiv va fi puțin mai sensibilă. Va avea nevoie de sprijin moral din partea celorlalți, în special din partea tatălui. Și aici intervine și el, aici vine și rolul tatălui. E posibil el să nu se simtă pregătit sau chiar dacă se simte pregătit să nu știe ce să facă în situația aceasta. Și este foarte bine dacă cei doi vor reuși să apeleze la un ajutor psihologic sau la persoane care fac cursuri și pregătiri în puericultură, în creșterea și dezvoltarea copilului. Ambii pot să treacă prin stări de anxietate, prin stări de emoționalitate ridicată, emoționalitate pe care nu au mai întâlnit-o până acum, se confruntă cu o situație nouă, poate să treacă prin sentimente de frică, poate ca noul rol să-i copleșească, să se simtă copleșiți de toate responsabilitățile și consecințele aduse de sarcină în viața lor. Manifestările sunt diferite, unitați vor trece prin... vor împărtăși din sarcina mamei chiar și fiziologic. Specialiștii au arătat că 80% dintre tați pot să manifeste amețeli, grețuri, pot să crească în greutate până la 25-30 de kilograme, pot să aibă durere de cap, să se simtă obosiți, la fel ca și mama. Un astfel de tablou se manifestă în cazul sindromului PUVAD, care, chiar dacă nu apare în formă extremă la majoritatea bărbaților, simptomele din acest tablou vor fi întâlnite la marea majoritate dintre ei. După câteva săptămâni au început să fie niște simptome destul de urâte, grețuri, vărsături, stări de indispoziție, dar na, au trecut. Când trebuie să merg la medic odată ce mi-am dat eu seama că sunt însărcinată? Imediat după ce există suspiciunea din partea unui cuplu că ar putea fi acolo o mică viață, mama sau cuplul ar trebui să se îndrepte în primul rând la medicul de familie, care să constate starea de sănătate.
apoi la medicul ginecolog pentru confirmarea, în primul rând, a sarcinii. Odată cu această vizită, se stabilește și un plan de bătaie, un plan de urmărire a sarcinii. Cât durează o sarcină? Pentru că acum suntem loviți de urmărirea sarcinii în număr de săptămâni, deși eram obișnuită în număr de luni. Care este adevărul? Dacă am calculat săptămânile, am ajunge la 10 luni, nu? Și atunci, gestația, ghilimele așa, dacă am fi foarte scorțoși, la specia umană, durează 280 de zile, adică 40 de săptămâni calendaristice, 9 luni sau 10 rotații ale lunii în jurul Pământului. Cum se calculează? Săptămânile se calculează de la data ultimei menstruații până momentul nașterii, iar lunile se calculează din momentul concepției. Astfel, dacă voi vreți să vă faceți un calcul foarte scurt, porniți din momentul concepției pentru cine îl cunoaște și mai adaugă 9 luni, sau porniți de la data ultimei menstruații, adăugați 9 luni și cele 10-14 zile necesare producerii ovulației. Trimestrele au fost împărțite în funcție de evoluția fătului. Astfel, primul trimestru se întinde din săptămâna 0, deci din momentul în care începe un nou ciclu menstrual, până în săptămâna 14-a, iar în această perioadă are loc embriogeneza, se formează embrionul. Al doilea trimestru pornește din săptămâna 15-a și se termină în săptămâna 27-a și are loc organogeneza, formarea organelor copilașului nostru. Din săptămâna 28-a până la naștere, adică până la 40 de săptămâni, se consideră al treilea trimestru. În această perioadă are loc dezvoltarea funcționalității organelor și creșterea lui în greutate și în înălțime. Un copil la termen, pentru că și asta, când trebuie să nasc? Sunt cele 40 de săptămâni, dar fix când se împlinesc cele 40 de săptămâni? Sau există o marjă? Acea marjă constă între săptămâna 37-a și săptămâna 42-a. Fiecare copil se dezvoltă intrauterin în ritmul lui, la fel cum ei cresc și în viața extrauterină în ritmul lor, și astfel ei pot ajunge la maturitate oricând între săptămâna 37 și 42. Înainte de săptămâna 37, dacă acest copil s-ar naște, s-ar numi prematur, pentru că nu are toate capacitățile viabile de a trăi în lumea asta, pentru că nu a stat intrauterin cât a avut el nevoie. Dacă se naște peste săptămâna 42, se numește un postmatur. Dacă cumva, din întâmplare, se naște înainte de săptămâna 28, deci înainte de a intra în al treilea trimestru, se consideră avort. Dacă a fost greu de calculat, nu. În momentul în care doamna doctor mi-a zis, vezi că ai atâtea săptămâni, am luat calendarul și mi-am notat acolo fiecare săptămână. Și dacă era uneori să uit, mă duceam la calendar și spuneam, totuși, care săptămână sunt? Și vedeam acolo exact așa, la fix. Pierderea sarcinii sau avortul constă în nașterea înainte ca copilul să împlinească 27 de săptămâni. O treime din femeile care sunt însărcinate suferă la viața lor un avort. Cea mai mare parte din aceste avorturi au loc în primul trimestru de sarcină și apare nu neapărat ca o imposibilitate de a aduce sarcina la termen, ci din ghilimele selecția naturală. Peste 75% din cazurile de avorturi spontane care au loc în primul trimestru sunt datorate unor malformații ale copilului incompatibile cu viața și de aceea are loc avortul. Semnele prevestitoare ale unui avort pot să fie în primul trimestru dispariția bruscă a simptomelor de sarcină, contracțiile uterine, care poate să fie din prima zi din care ați rămas însărcinată să experimentați contracții uterine, sângerări și chiar dureri la nivel lombar, care ele de fapt sunt tot contracții uterine, dar care sunt percepute ca o durere localizată în altă parte.
Dacă aceste simptome survin cumva în orice moment al sarcinii, este indicat să vă adresați de urgență medicului ginecolog. Micile care veneau la mine cu cel de-al doilea copil, diferite tulburări, de obicei de comunicare. Copilul meu nu vorbește, vorbește prea puțin, nu știu ce se întâmplă cu el, ne este agitat. Ca să ajungem în cele din urmă, am avut o sarcină, i-a murit primul copilaș. Sau invers, copilul mai mare a asistat la drama aceasta. În urma ajutorul celor mămicilor de îngeraș de acum, chiar s-au înființat acest grup de discuții în care mămicile pot să vorbească despre lucrul ăsta. E o traumă, e o traumă severă, cu efecte pe termen lung. De cele mai multe ori psihologii spun, pune în cuvinte, spune-ți durerea, dă afară. Nu există cuvinte pentru moartea unui copil. Asta este cel mai urât aspect al acestei lucru. Ce putem face dacă totuși se întâmplă? În primul rând, susținerea familiei este esențială. În al doilea rând, cred că e nevoie de multă putere, un fel de carapace, care să vă protejeze în acele momente foarte vulnerabile. De, așa zisele, sfaturi celor din jur. Asta o să faci altul, mai treci odată peste asta, uită. Câte și mai câte pe internet și în experiența celor mai mici, un fel de grăbire de a ieși din starea asta. Și organismul are modul lui de a ieși din boală, nu? Cu medicamente, într-un ritm propriu. Și psihicul are modul lui de a ieși, de a face față unei dureri, un ritm propriu. Indulgență. Asta e cuvântul cheie dacă treceți prin așa ceva. Indulgență, ascultare și putere. Vreau să fac o precizare. O mamă nu pierde sarcină. Pierde un copil. În momentul în care pierzi un copil, pierzi tot. Cel puțin așa am simțit eu. E adevărat, trebuie să ai și mai suportul familiei și cam atât în primele momente. Primele persoane cu care intri în contact sunt, din păcate, cadre medicale, asistente, lumea care se perindă prin spital. Nu știu să facă față unor astfel de situații. Vin să-ți spună, ești tânără, faci altul, lasă, mai bine că s-a întâmplat așa, cine știe cum rămânea. Deci nu au nici de cum o pregătire în acest sens, să te susțină, să te încurajeze. Poate nu o fac rău intenționat. Poate pur și simplu nu știu să se poartă în acele momente. Nu vreau să vă întristez, dar dacă veți întâlni persoane care au trecut prin aceste momente, vorbiți-le, încurajați-le să vorbească despre copilașul pe care l-au avut, este foarte important. Deși e dureros și probabil cei din jur consideră că dacă vorbesc despre acest fapt, îți amplifică durerea. Nu este nici de cum așa. O mamă simte nevoie să vorbească despre copilașul ei, indiferent ce a fost, cum a fost și ce s-a întâmplat. Medicul de familie trebuie vizitat în fiecare lună. Din mai multe motive. În primul rând, el trebuie să verifice în permanență starea de sănătate a mamei, pe care o verifică medicul de familie și nu ginecologul. Ginecologul, sau mai bine zis, obstetricianul, verifică starea de sănătate al fătului. Și de aceea mama este în evidența medicului de familie. Acesta are în obligația lui de a cântări femeia însărcinată, de a vedea surplusul în greutate pe care îl ia, de a-i monitoriza tensiunea arterială care poate să aibă foarte mari modificări în timpul sarcinii și de a efectua analize sanguine și de a-i prescrie medicamente sau polivitamine dacă este cazul. Medicul de familie astfel trebuie vizitat în fiecare lună. Acesta este și cel care vă va da concediile medicale la care aveți dreptul pe parcursul sarcinii.
Mai departe, medicul obstetrician, pentru urmărirea fătului, trebuie vizitat odată la 4-6 săptămâni pe tot parcursul sarcinii și la 2 săptămâni în ultima lună de sarcină. Ecografiile au fost demonstrate că sunt 100% safe sau 100% sigure din punct de vedere că nu afectează fătul sau corpul uman în niciun fel, cu o singură excepție, power doppler-ul. În copilul la eco, în primul rând, nu știam ce e. Când văd o ecografie, îmi prind urechile în ce se arată acolo. Dar după ce mi s-a explicat, uite, inima bate bine, bate cum trebuie, mișcă și așa mai departe, ce să zic, un sentiment cu totul nou, o experiență nouă. Tot cu el, trebuie să purtați toate discuțiile referitoare la sarcină. Cum decurg următoarele controle medicale, cum va decurge nașterea, în ce loc va avea nașterea și ce fel de naștere vi se potrivește vouă și dacă este cazul sau este necesar folosirea unei anestezii pe parcursul sarcinii. Toate aceste discuții trebuie să aibă loc cu medicul obstetrician cu cel puțin o lună, două înainte de sarcină, pentru a vă pregăti și voi psihologic în vederea nașterii. Să știți cam la ce veți fi supuse, în ce loc, în ce moment, cu ce personaje în jurul vostru. La începutul sarcinii, imediat după confirmarea sarcinii, se impun anumite analize de sânge. Analizele obligatorii care se impun sunt hemoleocograma completă, anumiți ioni, cum ar fi calciu, fier, magneziu, serologia pentru HIV și sifilis, analizele de ficat, transaminazele, analizele de rinichi, uree, creatinină, glicemia și cam aici ne oprim. Deocamdată, legea statului român vă permite câte 16 ore lunar liber de la lucru pentru a vă efectua aceste analize, care le obțineți ducând dovada faptului că ați fost la medic sau la un laborator. În fiecare lună am fost la medicul de familie. Mi-a monitorizat tensiune, greutate, tot ce ținea de medicul de familie și cam atât. La medicul ginecolog, în primele două luni, am fost odată la 2 săptămâni, după care doamna doctor mi-a zis, acum nu-i niciun risc, poți să vii odată pe lună. Primele analize, hemoleocograma, glicemie, ionogramă cu uree, creatinină, ce se face, nu. Toxoplasmoză, astea. Sfatul genetic constă în sfătuirea unei mame care are în familia ei un istoric de oameni cu malformații, oameni cu anumite disfuncții metabolice, dacă are în istoricul ei personal de copii cu anumite probleme, dacă a suferit mai mult de 2 avorturi spontane, este îndrumat, dacă are peste 35 de ani, este îndrumată spre ghilimele sfatul genetic. Sfatul genetic constă prin efectuarea triplului test. Triplul test se efectuează doar între săptămânile 13 și 14 și constă în primul rând, determinarea ecografică asupra unor măsurători ale fătului, ce constau în special în măsurarea piramidei nazale și a translucenței nucale, cât de depărtate sunt, cât de închise sunt, de fapt, vertebrele în momentul respectiv și dozarea a 3 hormoni din sânge, de aceea se numește triplu test. Combinația între aceste valori cu vârsta mamei, faptul că ea suferă de diabet sau nu, dacă este mai plinuță sau mai slăbuță, dacă este fumătoare activă sau pasivă, indică un scor de risc. Risc pentru sindrom Down și atât. Acel scor de risc, dacă este mai mic decât 1 la 250, adică riscul vostru de a avea o sarcină cu sindrom Down este mai mică decât 1 la 250 de cazuri, poate să se impună amniocenteza. Amniocenteza este indicată doar în efectuarea în prealabil a triplului test, care să iasă cu probleme
sau dacă medicul ginecolog observă la efectuarea ecografiei ceva ce ar considera important și, ghilimele, nelămurit. Amniocenteza se efectuează tot în această perioadă, săptămânile 14-16, și constă în prelevarea transabdominală, se intră cu un ac prin abdomen până în uter, de celule care sunt cariotipate. Astfel se observă toate malformațiile pe care ar putea să le aibă un copil, mai puțin cele de retard mental. Deci toate malformațiile genetice se observă prin efectuarea amniocentezei. Totuși, amniocenteza nu este indicată doar decât în urma unui sfat genetic foarte bine selecționat, deoarece are un risc de avort de 1%. Când mișcă copilul și cum îmi dau seama? La femeile care sunt la prima sarcină, acest eveniment are loc în jurul săptămânii 18-20 de sarcină, adică la sfârșitul lunii a 5-a. La femeile care au mai avut anterior o sarcină, datorită faptul că uterul este deja un pic mai sensibil, iar mama deja știe cum să perceapă mișcările copilașului, acest lucru se poate întâmpla chiar și mai devreme, în jurul săptămânii a 16-a. Există și diferențe, în schimb, și de la persoană la persoană. Femei care sunt la prima sarcină poate să simtă copilașul chiar de la 14 săptămâni, dacă sunt foarte atente, și au un strat adipos foarte subțire, adică cu cât stratul abdominal este mult mai subțire, cu atât șansele să percepeți acele mișcări fine ale copilașului sunt mult mai mari, ceea ce înseamnă că ți se poate întâmpla oricând. În jurul săptămânii 28 se întâmplă ghilimele revoluție, adică culbuta. Copilașul, din poziția în care el se afla inițial în burtică, se rotește și ajunge cu căpșorul în jos. Iar mama percepe acea mișcare ca ceva mai fenomenal ca oricând, un fel de mare revoluție. Cred că pe la 14 săptămâni am simțit la ambele sarcini că mișcă, doar că la prima nu eram sigură că alea-s mișcările, simțeam așa ceva ca și un deranjament la mațe, ca și... și a fost frumos, prima dată a fost pe 2 aprilie când aniversăm noi, de când suntem împreună, și chiar a zis o zi înainte ce fain ar fi să miște chiar acum când... Și am simțit ceva în burtă și după aia m-am dus la prietene la care am mai avut copii să întreb cum e, dar nu-i mișcarea aia așa. Și mi-au confirmat că aia a fost prima mișcare. Și a doua oară știam deja, dar tot așa de vreme a fost. Când mi-am dat seama că mișcă copilul, nu știu, cred că pe la vreo 16 săptămâni, așa. Contracțiile premature, sau mai cunoscute în literatură, dacă ați văzut prin ceva reviste, se numesc Braxton Hicks. De ce? Ele pot fi percepute de orice mămică, pe tot parcursul sarcinii, și poate să aibă semnificație patologică sau nu. De ce se întâmplă ele? În principiu se întâmplă în jurul lunii a 6-a, 7-a, când copilașul începe să devină un pic mai mare și uterul nu se mai poate destinde chiar pe atât cât ar dori copilașul. Probleme au fost din punct de vedere medical și la Valeria, la 5 luni am avut contracții și am fost la urgențe, la spital, n-a fost cu sângerări sau... Au fost doar contracții, dureri ca la menstruație, mai puternice și... La Valeria la 5 luni și acum la 4 luni, tot așa. Forma burții este dată de două aspecte. În primul rând, de tonusul abdominal al mamei, care poate ține un uter mai plat sau mai voluminos, mai lăsat în față, și de poziția copilașului intrauterin. În mod evident, dacă copilașul este plasat transvers, burta va fi mult mai lată vis-a-vis dacă copilașul este plasat cranian sau pelvin, când noi aici avem de-a face doar cu spăticul copilașului și atunci burtica este mai țuguiată. Raporturile sexuale nu au niciun fel de contraindicație până luna a 7-a, atâta timp cât se respectă anumite poziții care să nu fie solicitante pentru mamă, nu provoacă dureri, contracții sau sângerări. Din luna 7-a încolo este obligatoriu folosirea prezervativului. De ce? Sperma conține niște prostaglandine
care dilată colul și astfel poate provoca nașterea. Unor tați le va fi frică să facă acest lucru. Până la un anumit, până la anumită vârstă, undeva la 3-4 luni, activitatea sexuală într-un bursac nu dăunează, nu face niciun rău. Nici după această perioadă nu putem spune că se va întâmpla ceva negativ asupra copilului sau asupra mamei, însă este bine ca, partea sexuală să fie puțin mai blândă, să fie puțin mai adaptată schimbărilor fiziologice ale mamei și apetitul sexual al mamei, într-adevăr, va suferi modificări pe perioada aceasta. Unele dintre ele vor avea un apetit crescut, altele un libido mult mai atenuat. Tații însă vor fi, în special pe această perioadă, în această perioadă vor fi mai reticenți, mai grijuliți, tocmai din dorința de a nu face rău copilului, nu neapărat mamei. Tot ceea ce mâncăm noi trece ca și constituenți în sânge, prin placentă și în circulația copilașului. El mănâncă ceea ce mâncăm și noi. El se dezvoltă pe ceea ce noi mâncăm. De aceea trebuie evitat pe cât se poate mâncărurile cu conservanți, mâncărurile semi-preparate, deoarece și în timpul sarcinii, nu doar înainte, mâncărurile semi-preparate pot cauza toxoplasmoză. Și e în felul următor. Și noi trebuie să avem grijă de noi cum arătăm în cursul sarcinii și cum vom arăta după ce naștem. Nu este normal să ne îngrășăm prea mult, nu este normal nici să mâncăm cât pentru doi. Într-adevăr, ghilimelele Lozinca, mănâncă pentru că mănânci pentru doi, are semnificația ei, dar asta nu presupune că trebuie să mâncăm dublu. Mâncăm cât pentru doi, dar nu dublu. Cât trebuie să mâncăm în cursul sarcinii cu o gustare în plus față de perioada anterioară sarcinii. În primul trimestru de sarcină, aportul caloric nu trebuie suplimentat deloc decât dacă apar vărsăturile. Abia din al doilea trimestru de sarcină și până la sfârșitul sarcinii trebuie suplimentat aportul alimentar cu un 20, maxim 30% față de valoarea anterioară, adică un 300, maxim 500 de kilocalorii față de cât consumam anterior. Pentru o femeie sub 26 de ani, aportul caloric în afara sarcinii, deci pentru viața noastră de zi cu zi, este undeva pe la 2400 de kilocalorii. Dacă ghilimele suntem mai bătrâne de 26 de ani, acest aport caloric trebuie diminuat spre 2000 de kilocalorii pentru că și metabolismul nostru interior diminuă. Și atunci, ce facem pe parcursul sarcinii ca să ne menținem o greutate cât mai aproape de greutatea ideală? Mie îmi place să folosesc termenul de a ne menține silueta în cursul sarcinii, ceea ce este impropriu spus, silueta, nu? Dar o să vedeți că am dreptate. Și de ce? În primul trimestru de sarcină nu avem voie să luăm în greutate mai mult de un kilogram, două. În al doilea trimestru, 3-4. Urmând ca în al treilea trimestru acest supliment de greutate să fie de 4, maxim 5 kg. Ceva, am uitat eu ceva. Bun. În total, aceste kilograme ajung la acel standard pe care îl citim în reviste de 12, maxim 14 kg. Acel standard este aplicabil doar pentru femeile care au greutatea ideală pentru înălțimea lor înainte de a rămâne însărcinate. Astfel, acest calcul pică și se consideră în felul următor. Pentru o femeie minionă, dar plinuță pentru înălțimea ei, surplusul de greutate acceptat poate să fie chiar și de 6 kg. Pe când pentru o femeie înaltă și slăbuță pentru înălțimea ei, acel surplus acceptat poate să fie chiar de 20 de kg. De ce? Corpul face astfel încât în timpul sarcinii să ajungă la greutatea lui ideală.
Astfel, nu trebuie să condamnăm o mamă care ajunge la 20 de kilograme în plus în timpul sarcinii, dacă aceasta a fost anterior mai slăbuță. Pentru că imediat după ce naște, ea va reveni, chiar dacă a pus 20 de kilograme, la greutatea ei înainte de sarcină. Precaută am fost la ambele, numai că diferă atitudinea mea la prima sarcină. Mai conștientă, cred. Mai conștientă, da. La prima sarcină, eu am mai fumat înainte, m-am lăsat o perioadă, iar m-am apucat. Și la prima sarcină nu mai fumam, pentru că știam că așa trebuie, că așa zice toată lumea, că nu e bine să fumezi. Acum, a doua oară, când văd că copii care, deja avem în jurul nostru copii cu probleme, și acum nici nu-mi vine, nici nu mi se pare un pericol chestia asta, din start, nu-mi pun problema să fumez. Sau... Nu știu, sunt multe chestii pe care le simt altfel, le simt ca pe... E normal să nu faci anumite lucruri. Le înțeleg, de fapt. Prima dată poate a apărut constrângeri. Înțelegi importanța ca să fie copilul tău sănătos, de fapt. Că fiecare răceală, fiecare îi curge nasul un pic și-și gata, ești terminat, că e copilul tău să-i fie bine. Și a doua oară deja, din start, faci tot posibilul că să știi că e bine copilului. Ce-mi plăcea înainte, n-am mai putut să mănânc în perioada sarcinii, deci automat s-a schimbat tot. De exemplu, mie îmi plăcea tare mult peștele. Îmi plăcea foarte mult mâncarea condimentată. N-am mai putut. Îmi plăceau dulciurile. La fel. N-am mai putut. S-a schimbat automat tot. La prima sarcină am pus 13 kg și am dat jos 16 după. Primele 13 în primele două luni, fără să-mi dau seama, numai cu faptul că am mâncat atentă la laptele copilului, de fapt, am fost, că îmi proposesem în jumătate de an să-mi refac organismul, dar s-a rezolvat mult mai repede. Și cred că pe consum nervos, am fost foarte stresată ca să rezolv problemele, să nu aibă colici, să nu aibă iritație, să nu... Mă consumam pentru fiecare chestie în parte și fiecare lucru care îl încercam pentru colici era un stres așa puternic în mine cu totul, că... Trebuie să găsesc soluția să îi fie bine. Și acum am 6 luni și am pus deja 10. Am noroc că am mai avut în minus de după prima sarcină. Edemele sunt date de apă. Cu cât avem mai multă sare în organism, cu atât șansele de a avea edeme sunt mult mai mari. Astfel, în momentul în care suferim de edeme, trebuie să evitate mâncărurile care conțin un procent mare de sodiu, și trebuie evitată adăugarea de sare în prepararea alimentară. Toate studiile au demonstrat că sportul în timpul sarcinii este recomandat chiar și la persoanele care au fost anterior sedentare. Sportul este indicat din săptămâna a 12-a de gestație, când riscurile unui avort datorate efortului sunt diminuate. Și trebuie continuat până în momentul nașterii. Care sunt beneficiile pe lângă asigurarea unui tonus bun în timpul sarcinii? Pentru că orice femeie care face un pic de sport, automat se simte mult mai vie, mult mai energică. Scurtează perioada de travaliu, chiar la jumătate. Scade șansele necesitării unei cezariene pentru cele care își doresc să nască natural. Și asigură fătului o greutate normală la naștere. De ce? Sportul presupune și o respirație mult mai activă. Cu cât o respirație este mai profundă, cu atât aduce în organism o cantitate mai mare de oxigen, pe care automat și fătul o primește. Și atunci și el se dezvoltă mult mai bine în perioada asta. Ce fel de sporturi sunt recomandate și ce fel de sporturi nu sunt recomandate în cursul sarcinii? Cel mai recomandat sport în timpul sarcinii este notul, pentru că, în primul rând, preia din greutatea corpului mamei, deci mama nu mai face un efort fizic cu aceeași greutate a ei plus cea a copilașului, și iar mișcările sunt izotone și nu izometrice, care nu presupun efort din partea musculaturii organismului mamei. Gimnastica în bazin, gimnastica în apă, are același efect cu ceva suplimentar.
are controlul grupelor musculare lucrate în această perioadă. Joggingul, chiar mersul pe bicicleta ergonomică pe care o are poate cineva acasă, chiar mersul pe bandă, este permis în timpul sarcinii, chiar până la sfârșit, atâta timp cât nu produce disconfort, iar pulsul este menținut sub 20 de bătăi pe minut. Începând cu săptămâna a 12-a de sarcină, o mamă poate să facă plimbări de 30 de minute pe zi într-un ritm susținut de 5-6 km pe oră, care se asigure mișcarea, activitatea fizică de care are ea nevoie pe parcursul sarcinii. Dacă acest program îi este ușor mai dificil, participarea la ședințe organizate pentru femei însărcinate de gimnastică de 2-3 ori pe săptămână cu o perioadă de 45 de minute pe ședință este arhisuficientă. Ce precauții există în schimb la efectuarea sportului? Sportul sau mișcarea, chiar dacă e acel mers în parc, pe stradă, acea mișcare mai activă, trebuie suspendată când apar palpitații, dificultăți de respirație, când simțiți că pulsul vi s-a accelerat foarte tare și vi se zbate cumva, dacă apar transpirațiile, dar în mod evident dacă apar contracțiile uterine, trebuie oprit. Există anumite exerciții care, ghilimele, sunteți obligate să le faceți în timpul sarcinii și care nu presupun un loc special sau un moment special în timpul unei zile. Aceste exerciții se numesc generic exercițiile Kegel, adică exercițiile de întărire a planșeului pelvin. Și de ce sunt ele importante? În timpul sarcinii, în tot organismul apare o hipotonie, datorită faptului că progesteronul acționează asupra musculaturii și o face să se relaxeze. Și unde acționează cel mai mult? Asupra musculaturii pelvine. Și atunci, în timpul sarcinii, există șansa de a scăpa urină la orice strănut, efort, sughiți, datorită acestei moleșeli a musculaturii. Tot ce trebuie noi să facem este să o prevenim. Cum o prevenim? Lucrând zilnic la ea. În ședințe de 10-20 de exerciții per set, 3 seturi pe zi, ce facem? Ghinimele, cu puterea minții, încercăm să contractăm musculatura din jurul vaginului și a anusului și o relaxăm. Sunt 3 nivele prin care copilul poate să comunice cu cei din exterior, în special cu mama. La nivel fiziologic, schimbul de hrană pe care mama îl aduce copilului, dar și copilul prin placentă eliberează hormonii necesari ducerii sarcinii. La nivel comportamental, mama comunică cu copilul prin mânghierile burticii, atunci când copilul îl simte pe copil puțin anxios. Copilul, la rândul lui, va comunica o neplăcere lovind cu piciorușele burtica. La nivel empatic, iarăși, cei doi comunică foarte bine. Starea emoțională a mamei o va resimți și copilul, la fel cum o neplăcere psihologică, emoțională a copilului o va simți și mama. La Valeria i-am explicat dinainte de a avea bebe că o să vină un bebe. Nu i-am spus când, că nu știam nici noi. Și vorbim despre bebe. Unde-i bebe, mama? Unde-i bebe? Bebele, unde-i? Din burtică, mama. Nu mai, eu plecat. Da. Îi face dragă lui bebe. Crede că buricul are o legătură cu faptul că bebele e acolo înăuntru, probabil pe acolo, ceva. Știe ea ceva cu bebe, dar crede că fiecare burtă este câte un bebe sau mai are. Și cu tati, la prima sarcină mângâia burta că așa vroia mami și se prefăcea că vorbește cu copilul. Încerca, zic că el nu poate să stea de vorbă cu o burtă. Și na, acum vine singur. Că știe, a văzut deja ce iasă de acolo. Da, pare așa destul de copilăresc, dar într-adevăr, tot ce se întâmplă la prima sarcină diferă. E prima experiență, ca orice prima experiență e de căutare. Acum, al doilea drum deja îl cunoaștem, am mai fost odată acolo și e altfel. Și mai liniștit, cred,
și mai sigur, cum am zis, mai conștient de tot ce se întâmplă. Nu mai mergem pe așa temător pe teren necunoscut. Nici măcar eu nu știam ce o să iasă din burta mea. Tot îmi imagineam un copil, un bebeluș și nu știam cum să-mi-l imaginez. Mă tot gândeam cum să-mi imaginez copilul ăla. Acum deja mi-e clar că într-un fel arată după naștere și se modifică foarte rapid. Nu pot să-ți imaginez o... să pun trăsăturile mele să zic că ăla-i bebele. E ceva ce simți frumos. E bine, unde poate să intervine tăticul în toată această perioadă? Vis-a-vis de comunicare, la nivel comportamental, copilul poate să ofere mângâierea burticii, poate să ofere sprijin mămicii în așa fel încât să fie ei bine și implicit și copilului. La nivel moral, copilul poate, tatăl este nevoie să fie alături de mamă, să-i diminueze din responsabilitățile pe care le-ar avea ea zilnic și care vin odată cu rolul de mamă, cât și prin vocea lui. Vocea tatălui are o foarte însemnată calitate pentru bebeluș. Este o tonalitate joasă. S-a arătat că undeva până la 2000 de Hz acele sunete fac bine copilului, relaxează, oferă puțină pace, serenitate copilului, în special dacă au fost repetate cu regularitate în perioada de sarcină și după aceea și după ce copilul s-a născut. Copilul recunoaște aceste sunete și va avea un efect incredibil de spus, dar un efect de calmare, de relaxare pentru copil. Vocea tatălui, prin discuțiile cu el, prin povestirile cu mama, îl vor ajuta foarte mult pe copil și astfel îi se va face intrarea tatălui în lumea copilului. De la început s-a implicat și soțul meu. Deci m-a susținut foarte mult moral. Concret, ce ai făcut? M-a încurajat-o mult, pentru că avem un antecedent nu prea fericit. Normal, am preluat multe din treburile casnice, care, sincer, îmi face plăcere să le fac. Cumpărături. Cred că simte fiecare, sau dacă, mai ales dacă vorbesc între ei, cred că se poate rezolva foarte mult. Da, prima dată au și fost, la prima sarcină, cum a zis. Nici noi nu știam exact ce se întâmplă, modificările. Bun, citești multe lucruri. Toată lumea îți recomandă să fii atent, e o stare de nervozitate. Ultima parte a sarcinii și prima sarcină și a doua o să fie pe vară, cald, disconfortul fizic plus, evident, psihic. Na, și atunci, uneori, da, erau și chestii exagerate la care nici nu mai mă distrau pur și simplu. Nu erau justificat să... Na, nervi sau... Se referă la cum îl stresez eu în timpul sarcinii. Dar... Nu, e... Simte fiecare și, cum am zis, dacă se discută și vor amândoi, fără niciun fel de problemă, cred că se poate rezolva. Nu sunt conflicte. Nici discuții. La prima sarcină, când am început să citesc, îi povesteam lui numai părțile interesante. Uite o chestie despre copil, ce am citit-o aia, așa se întâmplă dacă nu știu ce, sau, și mai ales legat de psihologie. Și așa, încet, încet a început și el să fie interesat, să-i placă să intre în domeniul ăsta. Și mai făceam niște din astea, că făceam altceva în casă, mâncare sau ceva și îl puneam pe el să-mi citească. Uite, am găsit un reportaj despre nu știu ce, citește-mi tu tare, să facem două lucruri deodată. Deci, treburi din astea. Trucuri. Și după aia cu copilul, când prima dată când s-a pus el să schimbe tot așa. Era un moment în care mi-era foarte rău și trebuia să facă lucrul ăla, că nu aveam cotro. Și explicam de la distanță cum. Primul lucru care ar putea ajuta la o armonie în timpul sarcinii în familia nou formată, inclusiv bebele care e în burtică, este o bună relaționare și o complicitate între cei doi parteneri. Comunicarea.
așa zic psihologii mereu, comunicați, orice ar fi, și bine și rău, comunicați. Spuneți-vă ocurile ca partener în care duceți sarcina sau ca partener care încercați să ajutați pe mămică să facă acest lucru. Împărțiți echitabil responsabilitățile, da? Știu numeroase mămici care își asumă totul vis-a-vis de responsabilitate și consecințele unei sarcini, de la aranjatul apartamentului, la cumpărături și antrenarea tatălui în implicarea în sarcină. Ei bine, ar fi de ajutor ca și tatăl să se implice, fie că pune amortizoare la mașină, fie că, nu știu, alege o culoare pentru cameră sau așa mai departe, ar fi indicat ca acest lucru să se întâmple, sarcinile să fie împărțite. Tăticilor, nu vă feriți să spălați două, trei vase, să mai măturați un picuț sau așa mai departe, mămica are nevoie de asta și mai mult decât asta și copilul are nevoie de asta. Comunicarea afectuoasă continuă cu bebelușul, un lucru asupra căruia insist foarte mult. Comunicarea tăticului cu bebelușul din burtică este o modalitate prin care tăticul să se introducă în viața copilului. Este o modalitate care îi permite acestuia să relaționeze cu el. Știm că burtica ne desparte pe noi ca tătici de către copil. Mămica e mult mai aproape de el din punctul ăsta de vedere, într-adevăr. Dar sunt numeroase modalități prin care voi puteți face loc în sarcină. În timpul sarcinii, după sarcină, va fi rolul mămicii acela de a vă introduce în a stabili o relație cu copilul. Nu e rolul ei de a vă îmbogăți relația cu el. Asta depinde total de noastră. Dar de a vă introduce în viața copilului este datoria mamei. După sarcină, în timpul sarcinii, faceți-vă voi partea. Așa. Răbdare în relația cu partenerul. Dispoziții afective schimbătoare vor avea loc, dacă nu deja au loc, pentru mămică. Tăticul, e posibil ca odată ce află că mămica însărcinată să păstreze distanță, să trăiască tot felul de sentimente, poate datorate, nu știu, un sentiment de vinovăție, că a lăsat-o mămica în dispoziția asta, mămica nu e prea bine în postura nouă, sau anumite reticențe pentru că a avut anumite probleme în copilărie sau nu are simțit, n-a avut o copilărie plăcută și acum e frică să nu cumva să proiecteze asupra copilului temerile sale sau să-l influențeze pe copilul într-un fel. Sau, mai mult decât atât, e posibil să se consideră că nu e pregătit pentru așa ceva și că venirea copilului pe lume este, de fapt, dorința mamei și nu a tatălui. Bun. Mămica, din nou, și aici și mămica are nevoie de răbdare pentru a comunica cu tăticul din motivele expuse mai înainte. Că este nevoie să aibă răbdare pentru a înțelege dispoziția. Și aici vreau să fac o mențiune vis-a-vis de ce ziceau colegele mele, că pierderea unei sarcini este resimțită, într-adevăr, extrem de dureros de mămică, însă și tăticul va trece, probabil, prin anumite stări emoționale. Ce vă recomand este ca mămici care ați pierdut un copilaș, cum zice doamna, să nu aveți expectanța ca și tatăl să trăiască durerea în aceeași manieră ca și voi. Acest lucru este foarte posibil să nu se întâmple. Fie că o va resimți mult mai puțin, sau o va exprima mult mai puțin, chiar dacă o va resimți mult mai mult, fie invers. Ultimul punct, care practic este evident și vine fără să fie menționat, să-l iubiți pe partenerul nostru. Și mai mult decât atât, să-l iubiți pe noul dumneavoastră partener, adică mămica cu bebelușul și, bineînțeles, pe copil. Și mai mult de atât, faceți-vă simțită iubirea, pentru că sunt numeroși părinți și poate dau exemplu încă din... vă regăsiți părinții în situația asta, în care să știe că vă iubesc, dar să nu arate lucrurile acestea niciodată. Fie că o faceți printr-o mânghiere, fie printr-un cuvânt, un te iubesc. Sunt lucruri care copilul are nevoie să le știe. Să le simtă mai mult decât să le știe, da? Și e nevoie de asta mai mult decât oricând în copilărie, încă din burtică. Vreau să mai zic încă un lucru, faptul că civilizația orientală, mă scuzați, socotește ziua de naștere a copilașului nu din momentul în care este pe lume, ci din momentul în care a fost conceput. Și din punctul meu de vedere este lucrul ideal, așa ar trebui să fie. Gândiți-vă că la 14 zile deja sistemul nervos al copilului este rudimentar, dar este acolo. Lucru care spune și părerea mea despre avort. Dacă la 14 zile deja avem sistem nervos, e clar că avem o ființă umană. Cursurile prenatale, de ce sunt importante ele și cu ce vin ele în plus în viața unui cuplu? Pe lângă că vin cu
informația pe care un cuplu poate să o obțină din orice carte specializată, dintr-o revistă de specialitate, pe care poate să le obțină ca informații punând întrebări la vizitarea medicul de familie sau obstetrician, cursurile au rolul primordial de a aduce împreună cupluri în aceeași etapă. Etapa în care așteaptă un copil, ca ei să-și împărtășească sentimentele și trăirile pe care le au și să facă schimb de experiențe, chiar dacă este vorba de sfaturi din punct de vedere a alegerii lucrurilor care trebuie cumpărate pentru copilaș. Este modalitatea prin care mamele, pentru că eu le consider deja mame, nu sunt singure, au lângă ele persoana cu care poate să discute pe aceeași temă pe care le frământă pe ele în acea perioadă. Pe tați, cu ce îi ajută? Îi ajută cu faptul că statul așa consideră că dacă ei aleg să se implice și aleg să știe despre viața copilașului și cum se îngrijești, atunci chiar poate să le ofere o mână de ajutor mămicilor. Și statul, pentru că ei oferă acea mână de ajutor, îi zice, dacă tot ai învățat cum să ai grijă de ei, poți să stai acasă 10 zile în plus când copilașul tău se naște ca să ajuți pe soția ta să-l îngrijească cât mai bine. Și acele 10 zile se primesc în urma absolvirii acestor cursuri prenatale. Am 3 fetici care au preferat să rămână timp de 2 ani acasă cu copilul. Și este o frustrare destul de mare că când vine mama de la serviciu, tati tot, copilul tot pe mami o preferă și întrebarea e de ce? Eu stau, eu îi schimb scutecele, eu îl îngrijesc și tot mami e în principală. Asta așa ca o parabolă. Bine. Ce vreau să vă zic este că așa cum se spune că organismul are propriile resurse când ești însărcinat, așa și psihicul are propriile resurse. Probabil că, nu neapărat generalizăm, probabil că atunci când vedem prea multă durere o să ne întoarcem cu spatele ca să nu mai vedem și să nu mai auzim. E firesc, ne protejăm. Probabil că în perioada aceasta certurile poate să ne afecteze mai puțin decât în altă perioadă. E firesc, pentru că mă întreba o mămică de ce nu mai sunt cum eram înainte, pentru că ne protejăm. Ne protejăm pentru a aduce pe lume un copilaș. Ne protejăm ca durerea să ne afecteze foarte mult sau ne protejăm ca certurile din cuplu să ne afecteze foarte mult. Dar am întâlnit și situații contrare în care experiența de a fi mamă face ca să ne deschidem ochii și urechile către multe alte evenimente de viață care până atunci treceam pe lângă ele. E o perioadă în care ne schimbăm, în care putem vedea altele sau putem ca alte evenimente să nu ne mai influențeze. Ne-am apropiat. Da, ne-am apropiat destul de mult și au dispărut tot felul de certuri mărunte. Cred că... Nu mai aveam timp de lucrul ăla, că nu-i bune acolo, că nu mai contează chestii mărunte. La micile războaie, cred, care sunt în fiecare cuplu, chiar nu aveau loc, deci nu că nu-și aveau sens. Nu mai era timp pentru așa ceva, nu mai aveau cum să apară. Și am început... au apărut chestiile frumoase, iar cele, să zicem, negative, nu pot să zic asta, colici, răceli, burtică și așa mai departe, până la urmă tot o discuție între noi, mult mai mult ne-au apropiat. Alegerea prenumelui e un lucru foarte frumos, pentru că eu îi întreb tot timpul pe copii, care e numele tău, cine ți l-a dat, majoritatea știu povestea numelui și sunt sigură că dacă v-aș întreba și pe voi cine v-a dat numele și cum, e o istorie în spate. Acum începe să vă pregătiți să deveniți părinți. Când alegeți prenumele, într-adevăr, e un fel de a da o identitate copilului. E bine să comunicați, pentru că atunci când comunicați asupra prenumelui copilului, comunicați asupra identității, dorințelor, a ceea ce vreți să devină copilul vostru. De să aud, nu îmi place numele ăsta pentru că îmi inspiră. Sau prefer numele ăsta pentru că îmi inspiră. Și așa, cei doi parteneri comunică ceea ce își doresc să devină copilul lor, sau ce nu își doresc, ce refuză.
identitate clar construită care, intersectată cu copilul real, va da ceea ce se va întâmpla în viitor. De fapt, ar fi fost de la primul copil. Dacă era băiat, tot așa l-ar fi chemat, David. Înseamnă cel iubit. Provine din ebraică și așa și este iubit. E o istorie, ca la fiecare. La mine, în familie, mama mea are numele pus după bunici. Ambele bunici au fost Țveta, e nume sârbesc. Eu sunt Ecaterina după ambele bunici. S-a nimerit și de la mamă și de la tată Ecaterina. Și la Valeria am ales între bunici, că au fost două nume. Și a fost Valeria și ne-a și plăcut numele. Acum ce nume aveți pregătit? Mircea. Nu mai are treabă cu bunicii. Numai pe linie feminină există tradiția, așa că nu mai încălcăm nimic. Și acum cine a hotărât? Păi eu unul din... Propunerea a fost a ei, dar nu cred că putem să vorbim despre o hotărâre neapărat. Dacă trăiesc în critică și cicăleală, copiii învață să condamne. Dacă trăiesc în ostilitate, copiii învață să fie agresivi. Dacă trăiesc în teamă, copiii învață să fie anxioși. Dacă trăiesc înconjurați de milă, copiii învață autocompătimirea. Dacă trăiesc înconjurați de ridicol, copiii învață să fie timizi. Dacă trăiesc în gelozie, copiii învață să simtă invidia. Dacă trăiesc în rușine, copiii învață să simtă vinovați. Dacă trăiesc în încurajare, copiii învață să fie încrezători. Dacă trăiesc în toleranță, copiii învață răbdarea. Dacă trăiesc în laudă, copiii învață prețuirea. Dacă trăiesc în acceptare, copiii învață să iubească. Dacă trăiesc în aprobare, copiii învață să se placă pe sine. Dacă trăiesc înconjurați de recunoaștere, copiii învață că este bine să ai un țel. Dacă trăiesc împărțind cu ceilalți, copiii învață generozitatea. Dacă trăiesc în onestitate, copiii învață respectul de sine. Dacă trăiesc în corectitudine, copiii învață să fie drepți. Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, copiii învață respectul. Dacă trăiesc în siguranță, copiii învață să aibă încredere în ei și în ceilalți. Și dacă trăiesc în prietenie, copiii învață că e plăcut să trăiești în lume. Concluzii, ghilimele. Din punct de vedere medical, concluzia este că dacă sunteți însărcinată, trebuie să mergeți la medicul de familie și ginecolog în fiecare lună, că nu trebuie să vă faceți analizele în fiecare lună, nu trebuie să vă faceți toate analizele, ci analizele la începutul sarcinii și odată în săptămâna 30-a de sarcină și atât. Că trebuie să vă adaptați sarcina la modul vostru de lucru, să vă schimbați modul de lucru datorită faptului că sunteți însărcinate, să acceptați faptul că sunteți însărcinate și cu această ocazie toată starea voastră de spirit și mentală se schimbă. Pentru că o femeie însărcinată nu mai face nici pe departe aceleași conexiuni ca și înainte, nu mai are nici pe departe aceeași logică, nu mai are aceleași trăiri. Relația de cuplu nu mai este nici pe departe aceeași. În momentul în care mama rămâne însărcinată, ea devine un alt om, partenerul de viață devine un alt om, iar relația este cu totul și cu totul alta. Sper că am venit în sprijinul vostru cu mici amănunte, mici idei, măcar să constatați că ceea ce vi se întâmplă este normal.